Prin binecuvântarea lui Dumnezeu ne bucurăm de viață, ne bucurăm de sănătate. A mai trecut parte bună din săptămână și dacă este ziua de vineri, așa cum v-am obișnuit, vin în fața dumneavoastră cu slujitori. De data aceasta am bucuria să vă aduc doi slujitori tineri, frumoși, harnici, fratele Stan Ioan de la Fălticeni. La Fălticeni, pastor la Biserica din Fălticeni. Mă bucur că ai venit, că ți-ai făcut timp, Domnul să te binecuvinteze. Și pe dumneavoastră. Fratele Corneluș Milon, de la Calafindești. Pastor al Bisericii Baptiste din Calafindești. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și vă mulțumesc de invitație. Cu mare drag, mă bucur că ți-ai făcut timp. Biserică faină, oameni faini. Mulțumim Domnului, da. Acolo la Calafindești, centrul pământului? La Negostina, aproape. Aproape, da. La vreo 5 km, 4-5 km. Deci cam în zonă, am numerit-o, da. Exact. Bun, vă mulțumim tare mult că ne primiți în casele voastre. Știți că intenția noastră este să intrăm în sufletele voastre și prin ceea ce discutăm noi aici, că de fapt asta povestim, să vă ajutăm pe voi și poate prin voi să-i ajutăm pe alții. În general, noi vorbim de binecuvântările lui Dumnezeu. Teoretic, nu, slujitori ar trebui să fie mai binecuvântați decât aia alt. Nu știu dacă sunt mai binecuvântați. Spune-mi, de câți ani ești în slujire? În slujire sunt din 2005. Acum, tu vrei să facem calcule. Oficial. Da, mă înțeles. Bun, din 2005. Spune-mi, ai avut binecuvântări în perioada aceasta de slujire? Cu siguranță. Zi-mi una sau două. O binecuvântare, soția... Marcela o cheamă, copii, avem 6 copii. Deci el a început cu ce trebuie, să fie sigur că o zici de nevastă. Că nevasta, că eu spus, eu îți dau drumul, dar dacă nu zici ceva bine de mine. Păi și dacă nu, nu intrai în lucrare, tot te însurai, nu? Deci binecuvântare, nevastă era, zici ceva din lucrare. Din lucrare, cu siguranță ne gândim la frați, oameni care s-au întors la Domnul. Frumos. Familia lui Hristos, eu chiar o binecuvântare. Pentru noi. Corneluș, zici tu ceva de nevastă ca să ieși bine. La un moment dat, Petru îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul Iisus îi spune, și ce iese de aici, ce răsplată vom avea? Fiecare om când face ceva, se așteaptă să primească ceva, nu? Bă, nu știu dacă fiecare om, dar noi ne gândim, asta e clar. Eu mă refer acum la mine, nu gândesc altfel. Deci tu ești ca Petru și ca mine, bun, am înțeles. Și pot să spun că Dumnezeu mi-a dat mii sau zeci de mii de frați pe care am întâlnit foarte mulți, apoi case. Am stat în nu știu câte case, nu le-am numerotat. Pe unde am umblat? Tu te referi, ai avut tu mii de case sau că ai... Nu, am stat la familie. Casele oamenilor. Da, și mă refer când vorbesc de case, zic cămine, adică familii la care am mers peste tot, atât în țară cât și în afară, în perioada de slujire. Și mă refer la mine, perioada de slujire pastorală e de 5 ani. Dar am fost implicat foarte mult în lucrarea de misiune. Uh-huh. Și asta, datorită contextului sau lucrării, a trebuit să călătoresc. Și am întâlnit foarte mulți frați. Astea sunt binecuvântări pe care te întâlnești cu un om, nu l-ai întâlnit niciodată și omul ăla are încredere în tine și tu ai încredere în el. Asta e o mare binecuvântare. Poate am mai spus-o, am fost cu un coleg în Ucraina, un coleg mai tânăr. Ne-am dus la oameni pe care nu i-am văzut în viața noastră. După câteva ore ce am stat acolo la conferință, îmi zice colegul, fratele meu, zice, noi parcă cu ăștia am crescut împreună. Zic, asta înseamnă să fii în familia lui Hristos. Așa ai este. Recomanda unui tânăr să intre în lucrarea lui Dumnezeu 100%? Cu siguranță că da, doar trebuie ca să aibă din partea lui Dumnezeu chemarea clară. Deci pentru bani nu i-ai recomanda? Pentru bani, deloc. Mai bine să meargă la construcție. La construcție, la sapă, da. Dar dacă are chemare din partea lui Dumnezeu? Asta m-a determinat cel puțin pe mine ca să... Păi auzi, ia zi, uite, dacă tot ai deschis subiectul, cum ai hotărât tu să intri în slujirea lui Dumnezeu, în slujirea pastorală? Eram la liceu, așa, la Lugoj, și în clasa 11-a, Dumnezeu chiar mi-a vorbit în lăuntru meu, mă cheamă pentru slujire și era o chemare irezistibilă. În același timp aveam nevoie de o asigurare. Doamne,
chiar vreau să văd dacă mă chem pentru slujire, nu, da, să fie o... Că ai fost și responsabil, nu te-ai hazardat, gata, vreau să fiu. O ambiție a mea personală și știam că necesită niște costuri școala de la București sau de la Oradea. Știam că va trebui să fie niște bani care investiți și părinții mei nu aveau posibilitatea asta. Și atunci eu m-am rugat și am zis, Doamne, dacă îmi porți de grijă în privința asta, atunci eu înțeleg că într-adevăr mă chem pentru slujire. Nu știu câte zile au trecut de la rugăciunea care eu am înălțat-o și un frate din biserică, care îmi este și duhovnic, mi-a spus, Ion, dacă vrei să mergi să te pregătești pentru slujire, uite, sora mea de corp, care este în Statele Unite, s-a hotărât să fie mama ta timp de 4 ani de zile. Wow. Și cu toate că nu mă cunoștea, îi cunoștea doar pe părinții mei. Nu știa nici dorința ta lăuntrică? Că n-avea de unde să știe? Nu știa, deci pur și simplu eu am înțeles că a fost un răspuns din partea la rugăciune și asta m-a determinat să merg să mă pregătesc pentru slujire. S-a ținut de cuvânt, a fost mama ta 4 ani. A fost mama mea. Mai trăiește? Trăiește. Dacă ne urmăriți, Domnul să vă răsplătească, să vă binecuvinteze și poate vă mai gândiți să mai adoptați un copil pentru vreo 4 ani de zile și să-l ajutați să fie în lucrarea lui Dumnezeu. Foarte important. Rămânem pe aceeași temă. Cum te-ai hotărât tu pentru slujire? În anul 1999 eram în Biserica Baptistă din Mikerek, Ungaria, și a venit să slujească fratele Benjamin Poplăcean cu grupul Betania de la Sibiu. A făcut o chemare de dedicare și rededicare pentru un mod special pentru tineri, pentru frați, și am stat în urma mesajului și a chemării și m-am gândit la lucrarea lui Dumnezeu. Eram întors la Domnul de 3 ani și din momentul respectiv m-am tot gândit. Am luat legătura cu păstorul bisericii, pe vreme de atunci era fratele Daniel Burtic de la Oradea. Am discutat cu dumnealui, m-a încurajat, mi-a adus niște cărți care se cerea ca o pregătire pentru examen. Pentru examen. Da, și în anul respectiv, în toamnă, am hotărât să merg să dau examen de admitere la Universitatea Emanuel. Am avut un accident și n-am mai putut să merg în urma acelui accident. Între timp am intrat în lucrarea cu tinerii unei biserici, Biserica Metanoia din Botoșani, și m-am înscris la un colegiu biblic în Suceava. Era în cadrul bisericii, Granata din Suceava. Apoi, ultimul an a trebuit să merg la Iași, pentru că s-a mutat la Iași. Și după ce am finalizat acest colegiu, am mers la Universitatea Emanuel din Oradea. Dar în perioada aceasta, pot să spun că am intrat în lucrare. Am fost implicat în lucrare cu tineri, lucrare de evangelizare, misiune. Mergeam peste tot, făceam evangelizare pe stradă, prin parcuri, mergeam, vorbeam cu oamenii. Luam Noul Testament, luam broșuri și totdeauna prin Iași, prin Suceava, am fost în multe locuri. Apoi, în anul 2003, am dat admitere la Universitatea Emanuel, am intrat și... Ai și ieșit. Am și ieșit acolo. Da, dar am și finalizat studiile, dar în perioada aceasta am fost implicat, cum spuneam, în lucrarea, în mod special lucrarea de predicare, de misiune. Deci foarte interesant. La tine o predică de rededicare. Fraților, ne ridicăm viața Domnului, vedem dacă îl putem sluji mai mult. Deci merite făcute din când în când, nu doar pentru cei din afară. Mi-a venit în minte o întrebare. Ce căutai tu la Lugoj? Eram la liceu. Bun, dar cum ai ajuns tu la liceu la Lugoj? De unde ești deloc? Sunt din județul Caraș-Severin. Ops. Localitatea Slatina Timiș. Așa. Și, păi am fost acolo, biserică foarte faină. Da, da. Frații sunt deosebiți. Da, mică, căldură, așa, o familie frumoasă, așa-i? Da, da, da. Frumos, da. Frații, în 97, Dumnezeu s-a îndurat de mine
Eram la evangelizare printr-un coleg din clasa 8-a, cum se făceau evangelizările clasice. M-a invitat și pe mine la un timp de evangelizare. Eu m-am născut într-o familie ortodoxă. A, deci tu nu te-ai născut clasic în familie de pocăiți, așa. Nu, nu, nu. Și am fost curios să văd cum este într-o biserică de pocăiți. Și interesant, cuvântul lui Dumnezeu a pătruns atât de puternic în viața mea. Și mă simțeam vinovat, cu toate că aveam doar 14 ani, încă nu împlinisem, dar știam că cuvântul este pentru mine, m-am regăsit în toate predicile timp de 7 zile și un frate în duminică seara ne-a invitat să ridicăm o mână pentru Domnul. N-am avut atunci puterea să ridic o mână pentru Domnul, o simțeam ca de plumb, cu toate că era o luptă în inima mea și vroiam ca să-L urmez pe Domnul. Fratele a continuat, predicatorul, și a spus: dacă nu ai avut îndrăzneala, mergi acasă, pune-te pe genunchi și spune-i Domnului că vrei să-I dai inima Lui și să-L urmezi. Și am făcut lucrul acesta și, într-adevăr, am mărturisit păcatele mele, am primit în schimb iertarea de păcate, pace și de atunci siguranța că sunt copilul Domnului. Ce frumos este că un coleg își invită al coleg. Colegul ăla tău era pocăit, s-a pocăit? Era din familie de pocăiți. Așa. Anii au trecut, el încă n-a făcut pasul pentru botez, s-a căsătorit cu o tânără din lume care nu-l cunoștea pe Domnul, a ajuns în casa Domnului și soția lui era mai doritoare pentru Domnul și asta l-a determinat și pe el ca să încheie legământ. Acum și el este... Ai văzut că am presimțit eu ceva, știi? Că se întâmplă uneori, îl inviți pe altul, vine omul, are o relație personală cu Dumnezeu și tu, care poate știi de multe ori mai mult ca el, tot stai și mai ai figuri în cap. Cum ai ajuns tu la Michele? Ce căutai acolo? Crescând într-o familie cu mai mulți copii, mama a lucrat în perioada comunistă la CAP, crescut copii, tata a fost salariat, apoi a venit vremea în care s-au închis o grămadă de fabrici și locuri de muncă, a fost într-o perioadă de șomaj, apoi s-a terminat șomajul, din punct de vedere financiar foarte greu și am ajuns acolo la muncă. La muncă, să muncesc la solarii, că așa era. Eu am vrut să întreb, ai colegi, castraveți, gogoșari. Da, pe parcă. Păi ce-o fie acolo? Da. Băi, dar nu te-ai dus degeaba, uite, te-ai dus acolo, da, și pot să spun că perioada petrecută acolo și apoi după s-au legat relații de prietenie și frățești extraordinare și plus de asta am crescut spiritual. Nu că am făcut bani, nu s-au făcut mulți, că nu erau... Supraviețuire, da, dar spiritual. Am întâlnit un frate acolo care în vremea comunistă aducea Biblie în România și literatură creștină. Mi-a povestit cum le aducea până la graniță. De acolo avea doi frați mai tineri care le trecea peste graniță. Îi așteptau cei din România și le preluau. Și pe lângă el am studiat scriptura, aducea cărți de studiu la el acasă, eram chiar într-o familie, sora pocăită în familie, deci doamna era pocăită, soțul nu, și stăteam la vis-a-vis, era o familie care m-a ajutat mult să cresc spiritual. Deci asta-i, de asta spuneam că Petru spune: Doamne, noi am lăsat totul și ne-am urmat. Și în schimb ce? Și Domnul Iisus spune în viacul de acesta, case, frați, surori. Și asta chiar se împlinește. Și se împlinește, deci e ceva care doar un copil al lui Dumnezeu poate trăi și experimenta. Nu? Le spui unor oameni treaba asta, se uită la tine așa ca la... Da, adică te duce în Australia prima dată în viață și da, ai frați, surori, da, case. Și le spui, spui la un om care nu-i întors la Dumnezeu, nu e în relația asta cu Hristos și se uită la tine, zice, măi, astea sunt mise. SF-uri, da, povești, telenovele. Deci tu ai crescut într-o familie de ortodoxi, oameni religioși, practicanți sau... Nepracticanți, eu am mai mers la biserica ortodoxă, aveam într-un fel așa o teamă,
O cunoștință de Dumnezeu anumită. Sigur. Ce ți-aduce aminte frumos din copilăria voastră? Câți copii ați fost la părinți? Trei frași și o soră. Trei frași și o soră. Tu mai mare, mai mic, pe la mijloc? Al doilea. Și doilea. Sora? Sora este ultima. Ultima. Ați tratat-o ca pe o prințesă sau cenușăreasă? Cum a fost? Am tratat-o destul de bine, zicem noi. Bine că nu e aici în emisiune, da? Dar v-a fost drag de ea. Ce ți aduce aminte frumos din copilăria voastră? Din copilărie, cu toate că copilăria era simplă, mulți colegi, prieteni cu care puteam să mergem să jucăm fotbal. Am avut parte de o copilărie chiar frumoasă, cu toate că viața era mai modestă. Știi ce am observat la amândoi? Și când ați vorbit de binecuvântări și când vorbiți acum, foarte mult puneți accentul pe relația dintre oameni. N-ați avut foarte multe, nu știu ce domeniu, dar relația dintre oameni, relația din familie, relația cu ceilalți. Acasă la părinți câți ați fost? 6 băieți. Soacra cu 6 nurori? Doar băieți. Deocamdată sunt 5. Mai rezistă? Da. Are nurori bune. Au rămas singuri părinții. Au rămas singuri. Da. Toată lumea împrăștiată pe nu știu unde. Eu sunt al patrulea. În anul 1977, când a fost cutremurul, mama mi-a povestit, eu nu existam pe vremea aia. Mama cu sora ei au plecat la biserică, din familie de ortodoxi, niciun pocăit, nici înainte, nimic. Au mers la biserică. În anul 1978 era însărcinată cu mine de aproape. Dar chiar atunci, deci din cauza cutremurului s-au dus. Cercetat Dumnezeu și a zis, în urma cutremurului au hotărât să meargă la biserică. Nu le-a chemat nimeni. Nu. Și în 1978 în râul Siret au primit botezul, s-au botezat. Atunci mama era însărcinată cu mine. Pe 78. Pe 78, da. Frate, și nu prea era de botez la râu, da? Frumos. Da. Da, s-au dus cu, cum spunea pe vremea aia, cu cursa și oamenii întrebau, de unde mergeți voi duminică acum? Nu mergem până la Sireta, ci nu puteai să spui, mergi la botez, nu alai, nu... Deci stai un pic, nu a fost, eu îmi imaginam, fanfară, nu. Minuni, deci în secret sau cum? În secret, da, nu puteai să mergi. Că eu asta încercam să fac diferență, voi 78 era sistemul comunist, nu? Dar eu am trăit acolo, cum m-au făcut ăștia de la... botez în aer liber, știi, da, că acum noi numai figuri avem în cap, deja vedeam. Cine, da, 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 înțeles. Asta vedeam și acolo, după ce curajul. Acum sunt show-uri, nu? Da. Da. Bun, nu. Da. Un braț de flori la cei care iau botezul. Flori, multe, ei n-au primit. În schimb, mama, când a venit acasă, o parte de alt tratament, nu de dragoste, nu de apreciere. Deci stai că tot nu a fost pe... Nu, și tatăl meu, în anul 2009, l-a mărturisit pe Domnul în apa botezului. Eram undeva în afara țării și mama, vorbesc cu mama că eu sun mereu, îi sun pe părinți și îmi zice, tata s-a hotărât să se boteze. Zic, cum așa? Păi zice, a hotărât așa, dar cum? Zice, a început să citească în Biblie și zic, când vrea să se boteze? Zice, când poți tu să vii acasă? Eu pe vremea aia locuiam în Oradea. Da. Și zice, când poți să vii acasă? În 25 octombrie 2009 am luat un grup de studenți de la Oradea și am venit la Botoșani. În localitatea părinților și tata singurul din biserică, o bisericuță mică la țară, unde și eu am crescut cu mama și apropo de copilărie, mi-aduc aminte de toate meleagurile pe care le băteam, toate acum pentru mine sunt toate așa amintiri, dar cum spunea și fratele meu, prietenii din copilărie, relația care o avem atunci, o lume mai simplă, mai modestă, dar o lume mult, din punct de vedere relațional. Mult mai aproape. Mult mai aproape. Deci, păi și satul era aproape unul de altul. Da. Deci. Și acum ideea e că ce mi-aduc aminte cu drag și nu o să uit nici în veșnicie, din copilărie, rugăciunea pe care m-a învățat mama să o spun. Și rugăciunea era următoarea, foarte simplă, dar foarte puternică. Atât m-a învățat mama să spun, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și acum când stau și mă gândesc, cum să-i spui la un copil să aibă Domnul milă de el, păcătosul? Ce păcat a făcut un copil? Azi că te-o cunoscut, maică ta. Da, mama știe un lucru și anume că toți ne-am născut în păcat. Și știa ce o să devii, tu zice, îi bag acum în minte că mai târziu nu știu dacă eu pot spune. Și ideea e că rugăciunea asta m-a urmărit.
m-a urmărit toată viața și acum mă urmărește. Zic, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, că... A, acum știi de ce zici, am înțeles, da. Dar e o amintire foarte frumoasă. Pe lângă celelalte, mi-aduc aminte în biserică, aveam un frate când mergeam și noi copiii pe prima bancă, ne punea, dar n-aveam pânci cu spătar. Laițe din aia, laviță, da. Da. Și puneam pe banca aia, ne punea și noi cu copii fiind, nu ajungeam jos la dușul mea. Cu picioarele. Și dădeam cu picioarele așa într-una și el venea la noi și ne oprea. Zice, mă, nu mai dați din picioare, ci tot dați picioarele. Dar sunt amintiri plăcute din biserică, din perioada copilăriei. Da, trebuie să zic, altfel le uit. Deci, dragii mei, dacă ați avut privilegiu să creșteți într-o familie de oameni credincioși autentici, vă duceți la adunare și dacă nu vă prea place la adunare, auziți, invitați un prieten, invitați un coleg, invitați pe cineva. S-ar putea să rămâi surprins cum îl cercetează Dumnezeu și cum își deschide sufletul pentru Evanghelie și ai ajutat la salvarea unui suflet. Mă gândeam la taică-tu, nu vrei să te duci neapărat la biserică pe nu știu ce. Ia Biblia și citește-o. Citind cuvântul lui Dumnezeu îl vei descoperi pe Domnul Iisus Hristos, te vei descoperi și pe tine, sigur te va duce la pocăință și vei câștiga viața veșnică, da? Ca părinte, dacă ai un copil, mai bun sau mai prăpădit, nu mai intrăm în detalii, da? Dacă nu știi să-l înveți foarte mult, învață-l ceva, că până la urmă, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, de unde era? Din Scriptură, rugăciunea unui om, da? Învață-l pe copil cât de puțin poți, așează în minte, chiar dacă nu-i va folosi atunci, ce ai așezat în mintea lui, sigur îi va folosi mai târziu. Am vrut să te întreb ceva, sper să nu răspunzi ce gândesc eu. Ai zis că după ce te-ai pocăit și așa, ți-ai predat viața Domnului, te duceai cu broșuri, cu astea, mai faci asta ca păstor sau nu mai ai vreme? Am mai făcut și mai fac. Acum, da. Perioada asta de pandemie. Da, bun. Asta. Dar să facem abstracție de la perioada asta, da, merg din casă în casă. Să nu lași focul ăsta să stingă niciodată. Merg din casă în casă, am motivat tinerii. Eu am început slujirea în biserici la țară, mici, în care nu erau tineri. Dar primul lucru care l-am făcut când am mers în localitatea respectivă, am înțeles, e o localitate de oameni bătrâni. Noi bătrânii trebuie evangelizați. Sigur că da. Sigur Dacă avem bătrâni, lucrăm cu ce avem. Lucrăm și am mers, am luat grup de frați, de surori, de tineri din localitatea noastră, din Suceava, că noi locuim în Suceava. Și ne-am dus în localitățile respective cu cuvântul lui Dumnezeu din casă în casă. Au fost oameni care nu v-au primit, v-au înjurat? Da, au fost oameni care au fost reținuți, dar în schimb, duminică, preotul în biserică a zis la oameni cei care au venit să arunce noile testamente pe foc. Care le-ați dat voi. Care nu-s bune, da. Și oamenii chiar din sat s-au revoltat și așa s-au sesizat, măi, cum să le aruncăm, că totuși, na, are pe el, are crucea pe el, zice. Deci au făcut o gafă de data asta preotul. Da, acum la fiecare cu da, m-am înțeles. Lui, dar oamenii ne-au primit bine. Da, adică cum s-ar în Scriptura? Până la urmă, da. Eu tot le spun oamenilor că e un cuvânt folosit așa, Scriptura este aceeași, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar am întâlnit oameni care ne-au rugat să le mai dăm, că mai are pe fată, care da, vine da, da, la da. Ei, că are nepoți, și noi cu Noi Testamente Gedeon, mm-hmm. din ele mai mici și mai mari, da. Și dădeam pentru copii și uitați-mi că avem și copii mici, avem nepoți. Frumos, da. Da, și... A fost o bucurie și o încurajare să mergi. Deci se poate face lucrare. Da, și... mi-aduc aminte că un frate a mers într-o curte și a intrat și femeie, a ieșit o doamnă și doamna respectivă avea un câine destul de rău așa și când a intrat fratele, câinele nici nu lăta și doamna revoltată, când a zis, doamna, uitat, bună ziua, avem să vă dăm cuvântul lui Dumnezeu, e gratuit, nu vă percepe nicio taxă, niciun ban. Ieșiți afară, uite, zice, nici câine nu l-a atras la ei, zice, nici câinele nu mușcă. Și el era pe lângă câine. E interesant că Dumnezeu închide și gura leilor, așa, câinilor. Da. Spune-mi cum te-ai însurat. Oh. Dacă a deschis cu familia, nu-l poți lăsa. Cum te-ai însurat? Tot prin misiune. Tot prin misiune, ajută și la, da. Misiune. În anul 2 de teologie, am fost invitat în practică la Fălticeni și în felul ăsta m-am împrietenit cu o familie din care este și soția, familia Croitoru, deosebiți și Mihai și Pavel și Narcisa, Marcela, soția, dar am păstrat legătura cu ei și... La început nu te-ai gândit? Absolut deloc.
o să-ți croiască un costum. Nu, nu m-am gândit la... și am păstrat legătura cu, cu familia. La anumite evenimente am mai fost invitat la, la biserica din Fălticeni. Și, trăgeai tot pe la ei? Nu chiar, era distanță destul de mare, dar... Nu, da, când veneai, unde mergeai la masă? Sigur, când... La familia Croitoru. Da. Și la un moment dat vă spuneam de, de duhovnicul meu din Banat, fratele Ilie Stancu. Mm-hmm. Și eu mă rugam, știind că părinții mei nu, nu erau pe calea Domnului, zic, Doamne, eu vreau ca să pornesc la drum asigurat de Tine. Și dacă fratele Ilia va spune, da, asta e de la Domnul pentru tine, atunci eu voi merge înainte. Nu mă gândeam cum o să fie, ce o să fie. La un moment dat, fratele Ștefan Măisuc l-a invitat pe fratele Ilia, fiind constructor, să izoleze casa. Și o prietenă de-a soției a aflat că bănățenii trec pe lângă Fălticeni și cum sunt moldovenii foarte ospitalieri, îi spune prietena Lili, îi spune soției, uite, trec bănățenii, vreau ca să-i servim cu ceva. Pot? Parcă ar trece cu tancurile, vin bănățenii. Pot să, să-i servesc la tine acasă, ea fiind dintr-o localitate mai depărtată. Mm-hmm. Și Marcela zice, da, cu siguranță, nicio problemă. Și am ajuns în familie, la familia Croitoru. Marcela lucra atunci la un atelier foto, a ajuns un pic mai, mai târziu și foarte liber a luat un tiang de farfurii și mi-a zis, Ion, uite, ajută-mă un pic. Ia-mi partele și tu. Farfurii și zburătoare, farfurii. Ce risc. Ce risc și-o asumat. Dacă ne știam, bineînțeles, am ajutat totul bine. Când, când am ajuns în mașină cu fratele Ilia și cu ceilalți, fratele Ilia mă întreabă, ce legătură e între tine și Marcela? Zic, farfuriile! Doar prieteni amici. Și el a spus atunci, să știi că Marcela este de la Domnul, o să fie de la Domnul pentru tine. Și când am auzit exact ceea ce eu mă rugam, zic, acum cum... Fratele Ilie ăsta mai trăiește? Sigur. Deci care nu vă puteți însura, luați legătura cu fratele Stan, vă dă telefonul fratelui Ilie și ne bucurăm și noi la nuntă. Sper că ați remarcat și chestia. El se ruga și Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune. Deci Dumnezeu răspunde la rugăciune și vis-a-vis de căsătorie. Asta e cel mai minunat. Deci cel tu mai chiar căutai voia lui Dumnezeu în viața ta și ai dorit să o împlinești. Cu siguranță. Și răspunde Dumnezeu. Domnul răspunde și același lucru îi sfătuim pe cei care se căsătoresc să nu plece la drum fără să fie asigurați de Iisus. Amin. Hai că știu că ți-ar de inima să zici tu cum ai văzut-o prima dată. Unde ai văzut-o prima dată? La Universitatea Emanuel. A, bun, deci tu deja om pocăit. Cea mai bună agenție. Așa, deci acolo acum era și așa. Pandemie e un pic mai greu. Acum e mai greu, dar atunci... Da. Deci tu erai la universitate. Era la Universitatea Emanuel. Ia ce căuta acolo? Eram un program de master atunci. Așa? Și lucram la departament de misiune. Eram implicat în partea de misiune a universității. Eu am venit să studieze. Student la, la asistență socială. Și am discutat, eu discutam cu toată lumea și cu toți studenții, mai ales cu cei noi. Da, da, păstrai ochii deschiși așa. Da, tot timpul, că trebuie să fii în gardă. Am aflat că e din zona cu mine, din aceea zona mea, de, de la undeva din 25 de kilometri. Dar voi nu vă știați? Nu. Păi cum să te știi la 25 de kilometri? Mai bine în deplasare, am înțeles. Și... Nu, nu a fost, ne-am întâlnit, asta a fost prima dată, când ne-am întâlnit acolo. Era, și după aia, cred că în următorul an, eu aveam grup cu care mergeam în biserici, prin Bihor, slujeam și am invitat un grup. Am invitat odată cu promovarea universității prin zona Moldovei, tot așa, Suceava, Iași, cu grupul cu care am venit. Și eu eram în căutare de mă rugam Domnului.
mi-a luat un timp de 6 săptămâni de rugăciune și post. Avem 2 zile de post pe săptămână și rugăciune continuă pe atrasul. Era deja și o vârstă la mine care trebuia. Cât? Aveam 31. Ah, bun, nu era. Nu era, dar zic, măi, de vrut vroiam să mă căsătoresc. Corect, da. Că e una când nu vrei sau când zici, măi, nu-i de la ai vrut-o de la 14 ani, în fine. Da. Nu ți-a ieșit. Da, zic, da, nu a ieșit. De la 19 și nu merg. Da. Dar acum am zis, măi, vreau să mă căsătoresc, cred că sunt pregătit pentru asta, că e important să fii și pregătit. Că unii nu, e important măcar să crezi că ești pregătit. Deci, da. degeaba vreau dacă nu sunt pregătit. Da, da. Unii sunt pregătiți, dar nu vor, iarăși e altă discuție. Și a fost într-o duminică, am fost într-o biserică, am slujit, frații de acolo la sfârșit ne-au servit cu ceva. Și am zis celor care erau în grup, încă 4, împreună cu mine 5, le-am zis, desertul dau eu. Și am mers la Lotus Mall în Oradea și în grup era un băiat prieten cu mine, de la Biserica Emanuel. Și îmi zice printre altele, măi, mie îmi place cumva, îmi place de fata asta, de Mirela. Și zic, bă, foarte fain, mă, știi că e o familie bună. Eu fusesem în familie de când ne-au invitat, când am fost în zonă, în sus, da, da. Ne-au invitat părinții să venim la ei la masă. Bă, știi că e o familie bună, dintr-o familie bună, așa, da. Deci tu nici acum n-aveai nimic în gând, sau? N-aveam, decât vag, ceva vag. Da, și el îmi zice, după ce discut așa, la un moment dat, el zice, măi, dar ție îți place de Mirela? Și când mi-a pus întrebarea asta, mi s-a deschis mintea. Atunci, clic! Zic, da, mă, îmi place! E ia mâna! Zic, îmi place! Și apoi am avut o discuție cu el, ce mă, suntem prieteni și n-am îndoi să ne plăcă. Zic, dom'le, păcat, nu să ne plăcă de ce șoate, mă. Pentru cine are Domnul, da, da, da. Uite, prieteni, adevărat. Și eu continuam să mă rog Domnului, dar nu pentru ea, pentru ca să mă căsătoresc, da, da, da. Cu fata. Și am început după aia, mai trebuia cu un mesaj, veni sesiune, mai trimiteam Domnul să te binecuvânteze, să-ți dea înțelepciune. Da, că, da, da, că, da, știi, da, da. Trebuie încurajați oameni, sigur, în ziua, în cazul meu, înțeleg. Și apoi undeva în februarie 2010, am venit împreună cu trenul de la, eram mai mulți colegi, cu trenul de la de la Oradea până la Iași. De la Oradea la Suceava. E bun. Și eu de obicei veneam cu mașina, dar atunci am zis că las mașina la Oradea și vin cu trenul. Și de obicei nici nu veneam în vacanța aia scurtă, dar a fost interes acum. Da, acum da. Și clasa a doua. În tren, da, la clasa a doua. În tren acolo amândoi am. Ea, ce se face atâtea ori? Ea mă iubea pe mine, eu iubeam pe ea și acolo ne-am destăinuit unul altuia și slavă Domnului. Avem 10 ani, cu ajutorul Domnului a făcut 10 ani în octombrie, în 30. Și ea, dacă a terminat asistență socială, te management. Da, deci te și coordonează, te și pansează. Ea tot. Și manager și asistent social. Băi, și unde le folosești prima dată? În familie. Da? E un ajutor, asta zic, soția mea e un ajutor, nu cred că altă fată ar fi fost ajutorul pe care... Poți să-i spui direct în cameră, dacă vrei, știi, da. Să n-ai emoții. Cum e să fii tata a 6 copii? Este foarte frumos. Avem cel mai mare copil, are 13 ani. Frumos, și cel mai mic, pe 16 decembrie, o să împlinească 2 ani. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Avem și o prințesă, singura prințesă. Deci 5 băieți și o fată. Da. Și e frumos, sunt momente când toți îți cer ajutorul, într-un fel timpul e mai presant, dar mulțumim lui Dumnezeu. Soția nu se plânge? Soția are sprijin. Ce se plânge? Că dacă e mai mult plecat în misiune, nu are cui să plânge. Dar e frumos. Ajutăm, dacă... ajutăm și noi la bucătărie, la tot ce e nevoie. Da, serios. Deci faci mâncare? Ce îți place să faci? Orice. Și copiii mănâncă, ce faci tu? Ei cred că bucătarul e tata, deci nu... E bun, e bun. Deci mama, asta e foarte fain, știi, să ajutăm în familie. Voi, copii? Noi avem doi băieți, Matei, care înseamnă darul lui Dumnezeu. Așa. Primul el e născut în Oradea. Și Filip Dominic. Al doilea, cel mare are 9 ani, cel mic 5 ani și jumătate. Deocamdată avem doi. Spune, e bun așa, deocamdată avem doi, da. Spune-mi, de fapt și tu ai văzut biserică în Banat, ai văzut biserici prin Bihor, pe nu știu unde.
Este vreo diferență între bisericile din Bucovina și bisericile din partea de vest a țării? Având în vedere că sunt tot biserici baptiste, sunt asemănări destul de multe. Destul de multe. Setea după Dumnezeu poate un pic mai mare înspre Banat. Eu mai misionez și în județul Iași, într-o localitate, și se vede un teren mai arid. Dar asta nu înseamnă că nu se poate lucra. Sigur că da, sigur. Cum câștigăm generația tânără pentru Hristos? Cu Scriptura. Tot cu Scriptura. Generația, da, cu Scriptura. Nu putem să facem rabat de la Scriptură. Pentru că cu Evanghelia este puterea de mântuire a fiecărui care crede. Acum, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Corect, da. Evanghelia. Noi trebuie, în primul rând, să prezentăm oamenilor Scriptura. Încercăm să fim poate relevanți, încercăm să-i aducem, să îi aducem cu muzică, eu știu, cu tot felul de lucruri, dar cu ce îi aducem, cu aia trebuie să-i ținem. Dacă îi aducem pe oameni la... Bun, dar dacă vecinii dau gogoși mai bune ca tine... Păi când o să termine gogoșile, o să plece. Pe la aia care dau gogoși mai bune, da, și tot așa, deci, da. Gogoșile nu țin toată viața și... Eu cred că cu Scriptura, acum trebuie să venim și să fim foarte ingenioși. Trebuie să ne luptăm, să găsim modalități prin care să le aducem Scriptura la oameni. Și în special tineri, că când vorbim de generația tânără. Acum tânărul s-a închis în el și-a luat tableta și-a luat telefonul și nu mai vede pe nimeni. Poate să ardă în jurul lui ceva, că pe el nu-l interesează. Are acolo. Acolo sunt frenzi, acolo e totul la el în telefon. Deci, dar sunt modalități prin care ei pot să se întâlnească cu Scriptura. Când s-o întâlni cu Scriptura, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează. Și eu cred, încă cred și rămân la convingerea și la credința că Scriptura este modalitatea prin care oamenii se pot întâlni cu Hristos. Amin. E singura modalitate. Timpul deja ne presează puternic, dar întrebarea mea, așa două întrebări scurte, și îmi răspundeți amândoi scurt. Ce aș putea face eu, un păstor în vârstă, pentru un păstor tânăr? Cred că mai întâi mă gândesc ce aș putea să fac eu, păstor tânăr, pentru unul în vârstă. Asta te gândești pe drum, îmi spui mie, să văd ce aș putea face eu pentru un păstor. Rugăciunea este primul gând și dumneavoastră, în calitate de președinte, ați făcut și faceți enorm de mult pentru... Nu contează ca președinte, așa mă refer, ca slujitor. Pentru noi. Un coleg de-a tău în vârstă. Da, un frate în vârstă, păstor, poate să-l încurajeze pe cel tânăr, să-l ajute. Deci eu am crescut pe lângă păstori, chiar că nu eram în pastorală, în lucrare, am crescut pe lângă păstori tineri și aș vrea să... bătrâni, în vârstă. Și aș putea să dau niște nume. Fratele Samuel Chiblici, fratele Mihai Mitrofan, fratele Gheorghe Mitrofan. Ăștia chiar erau bătrâni față de tine. Da, eu eram... Puști! Am primit pe Domnul la 17 ani și ei veneau în localitate la noi și... Apoi alți păstori care acum deja au intrat la pensie, fratele Dan Boingeanu, fratele Viorica Andreanu, care e în veșnicie, dar oameni de la care am văzut lucruri și au fost apoi când am intrat în lucrare, nu neapărat în pastoral, dar și în pastorală, am stat pe lângă păstori care au venit și mi-au zis, frate Cornelu, uite aici ai greșit. Și am stat în lumina lui Dumnezeu și am zis, uite, fratele ăsta are dreptate, aici trebuie să lucrez altfel. Și au zis altă dată, frate, felicitări, Domnul să te binecuvinteze. A, deci una și una, nu numai rece, și una caldă și una rece. Încurajat. Și e foarte important ca un frate păstor, slujitor, mai în vârstă decât noi cei tineri, să aibă o asemenea atitudine față de cei tineri. Măi, când e de disciplinat sau de îndreptat niște lucruri. Dar cu dragoste, spus adevărul. Cu dragoste, da? Pentru că dacă va proceda în felul acesta, cred că poate să șlefuiască în caracterul celui mai tânăr. Vă mulțumesc tare mult. Eu am veșnica problemă pe care o știu ascultătorii, timpul. Deci noi abia am început și trebuie să terminăm, dar eu cred că a fost un timp frumos și dacă ați rămas împreună cu noi, chiar cred că Dumnezeu v-a binecuvântat și
Ce vă spun eu atunci când nu uit, nu pot să spun că de obicei. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru slujitori, rugați-vă pentru frații care au fost astăzi cu noi. Domnul să-i binecuvinteze pe ei, să vă binecuvinteze familiile, amin, bisericile, slujirile, râvna voastră pentru Domnul să crească, la tot să fie înflăcărată. Încă oamenii au nevoie de Domnul Iisus Hristos și nu există altă șansă decât mântuirea prin Fiul lui Dumnezeu și amin, să mergem cu Scriptura. Acum trebuie să vă mărturisesc ca să nu îi cumva judecați prea tare pe ei. Deci ei au venit amândoi cu Biblie, probabil au și schițe acolo înăuntru. Ei au crezut că cine știe ce doctrină o să-i întreb, dar eu i-am lăsat. Am folosit Scriptura din inimă și mi-a spus ce aveți în inimă, pentru că întâlnirile noastre sunt așa, întâlniri de suflet. Dar în continuare o să ținem cuvântul lui Dumnezeu, că avem nevoie de El în fiecare zi și pentru noi și pentru alții. Încă o dată vă mulțumesc că ne-ați primit în casele voastre. Nu uitați să vă rugați și pentru cei care ne ajută să ajungem în casele voastre. Oameni care filmează, oameni care pregătesc materialul, care îl transmit să ajungă la voi. Ne rugăm lui Dumnezeu să primim binecuvântare, dar niciodată binecuvântare doar pentru noi. În timp ce suntem binecuvântați de Dumnezeu, vrem să fim o binecuvântare pentru alții și prin Iisus Hristos se poate lucrul acesta. Rămâneți cu binecuvântare, la fel și voi. Domnul mulțumim, să fie slăvit în toate. Domnul să vă binecuvinteze. Cu cel mai mare mulțumim drag pentru invitație.